Bine, v-am găsit. Astăzi este o zi superbă și am venit după o ploaie bună. Am venit să văd care e rezultatul unificării. Aici am pus două berțe la diafragmă, Albina a trecut din coace, fiindcă nu avea mască, n-avea regină, așa că am făcut unificarea respectivă și are ieșit cu o mică familie de albine, de exemplu. Bun, iată ce fain s-a făcut unificarea respectivă. De menționat este că, nu știu, multe regine au dispărut după aceea intoxicație, să zic așa. Bănuiam că vor dispărea foarte multe regine, dar asta este, continuăm, noroc că avem nucleele de împerecheat și avem regine. Bun. Așa, acum se reorganizez un pic cuibul, dacă tot a trecut albina din coace. Aici avem, să zic așa, un pic de miere. Nu s-a făcut unificarea cu burta goală. Și acum să vedem care e situația. Așa, această diafragmă nu-și mai are rostul. O îndepărtez. Iată ce ușor scot aceste diafragme flexibile. Depune foarte mult propolis, propolizează, deci ele se cam pregătesc de o vreme rece timpurie. De obicei albina știe ea ceva când începe să propolizeze. Deci aceste patru rame de albină au venit din nucleul fără mască, unde nu mai era regină. Acum eu vin și verific acest aspect să văd dacă se poate reorganiza cuibul, dar se poate în mare parte. Bun. Așa, trecem mai departe, are miere. Asta este important, să fie mâncare suficientă. Altă ramă cu miere. Trebuie să mă uit un pic și de păstură. Proteina este mai puțin. În curând va trebui să intervin și cu proteina. O să-i aruncăm acolo 200-300 de grame de turtă proteică. Și aici este o ramă goală. Acum să vedem cuibul reginei. Această diafragmă își va schimba poziția 100%. O mutăm în altă parte. Acum, având o cantitate mare de albină, regina ar putea să mai depună ouă, fără nicio problemă. Da. Ea deja își mărește cuibul. În larvar arată frumos acest puiet. Da, e perfect. E perfect și are și albină destulă. Deci am pierdut unul, dar nu știu dacă s-a împerecheat, că s-a chinuit mult timp să se împerecheze acolo. Până la urmă am luat decizia de a-l unifica. Așa. Totul e frumos și în regulă.
Bine, și cealaltă ramă. Deci deja are pe 3 rame puiet căpăcit. Iată ce frumos! Ce frumos arată! Arată foarte, foarte bine! Putem sta liniștiți că dacă nu se întâmplă ceva între timp, o să intre la iernat în condiții destul de bune. M-ar interesa să mă uit un pic și pe rama următoare să văd dacă nu cumva a depus ouă și acolo. Mă interesează acest lucru, fiindcă dacă a depus ouă aici, atunci va trece ramă interioară. Nu, aici avem păstură. Avem păstură. Bun. Albinuță este. Acum acest cuibos să-l îngrădesc între două rame. Rama aceasta e goală, goală. Aceasta e cu miere și va putea să depună matca ouă în această ramă. Așa, voi reuși să se mărească cuibul. Așa, frumos. Dăm și este mai aproape. Acum sunt două rame pe care stă albina. Sincer, aș putea să mai aduc încă o ramă mai goală sau cât de cât cu miere. Aceasta e o astfel de ramă. Are și miere, are și celule goale. O pun aici. Ramă cu miere. Și strângem cuibul, adică introducem o diafragmă. Această ramă se află miere. Putem introduce și un pic de tratament cu formic. Punem aici 3-4 rame cu puiet, 2-3 ml cred că e suficient, fiindcă a mai fost tratat. Punem 2-3 ml. Perfect. Acum să asigur un pic spațiul de aerisire. Spațiul de aerisire este în felul următor. Acesta. O să aibă nevoie de aer. Indiferent de ce călduri vor veni, are asigurată temperatura ideală pentru aerisire. Bun.
închidem. Avem aici o folie care putem să o punem aici. Așa. Punem aceste înălțături. Avem grijă să nu acoperim aerisirea lăsată. Bun, deci iată încă o lucrare reușită. Să sperăm. Încă mai e timp destul, până, adică timp destul până în toamnă. Cam atâta în acest scurt film. Până data viitoare, numai bine!